Prefectul de Gorj a fost înlocuit. Alin Văcaru, pus în funcție de PSD în timpul guvernării Ponta, după ce postul fusese eliberat prin promovarea lui Claudiu Teodorescu la Ministerul Justiției, nu mai este reprezentantul în teritoriu al guvernului. Joi după amiază, guvernul a anunțat înlocuirea a nouă prefecți din țară. Schimbările au fost făcute prin hotărâre de guvern, reprezentanții executivului anunțând că deciziile sunt bazate pe rezultatele analizei privind activitatea reprezentanților din teritoriu. În aceeași ședință de guvern s-a Stabilit și numirea noului prefect de Gorj. Locul disponibilizat a fost ocupat de Gheorghe Paraschivu, trezorier șef la Administrația Finanțelor Publice Gorj.